Ordonanța care plafonează adăugurile comerciale pentru alimente a fost adoptată în urmă cu foarte puțin timp. Conține și lista cu cele 14 alimente de bază pentru care se aplică măsura. Procesatorii și comercianții pot aplica un adăug de cel mult 20%, iar cei de pe lanțul de distribuție de 5%. Efectele sale vor fi însă infime. Specialiștii din industrie spun că ieftinirea produselor, dacă se concretizează, va fi de 10% în cel mai bun caz. Cum se traduce asta pentru un coș de consum pentru 3 luni la produsele incluse pe lista guvernului, ne spune jurnalista Digi24, Ana Maria Păun. Bine v-am găsit! Potrivit datelor INS și ale asociațiilor de producători, un român consumă în medie, într-un interval de 3 luni, 4,5 kg de brânză, peste 22 de kg de pâine și, în medie, 15 litri de lapte. Dintre toate aceste tipuri de pâine, însă, singura care se va ieftini, spre exemplu, este pâinea albă simplă, cu gramaje cuprinse între 300 de grame, cum este o baghetă, de exemplu, și maxim până la 500 de grame, adică clasica franzelă. Ambele costă în acest moment în jur de 3 lei. Dintre brânzeturi, de cealaltă parte, se va ieftini numai telemeaua din lapte de vacă, atenție, cea vândută vrac. Dacă privim pe datele referitoare la consumul de carne la 3 luni, observăm că media în acest caz, în cazul cărnii de porc, spre exemplu, este de 9,5 kg, iar pentru pui, 7 kg. În cazul acestor sortimente de carne, vor trebui să coboare prețul cei care procesează și pun la vânzare pulpe, aripioare, spată, ortocătură pentru cârnați sau mici. Nu vor fi luate în calcul nici toate categoriile de fructe și legume, se vor ieftini, spun autoritățile, 7 tipuri de legume, precum roșii, morcovi, castraveți, ceapă, cartofi sau fasole uscată. Dintre aceste alimente, consumul record este la cartofi, peste 24 de kg la 3 luni. Dacă vorbim de fructe, remarcăm că sunt 5 tipuri de fructe care vor avea prețuri mai mici, printre care mere roșii și golden, prune, pepene verde sau struguri. Este greu de spus însă cu cât se vor ieftini toate aceste produse, însă în cel mai optimist scenariu prețurile ar putea fi trase în jos cu 10%. Și facem împreună o simulare și calculăm mai întâi costul inițial al produselor pe care vi le-am prezentat. Astfel, cheltuim în prezent la 3 luni în jur de 1300 de lei. Dacă același coș ar fi redus cu 10%, asta înseamnă un total aproximativ de 1160 de lei, ceea ce s-ar traduce ulterior într-o economie de doar 135 de lei. Proprietarii magazinelor mici sunt îngroziți cu gândul că adausul comercial la alimentele de bază ar putea fi limitat. Aceștia spun că și așa le este greu să mențină prețurile și să obțină profit. Temerea cea mai mare este că vor ajunge în faliment. O să mai luăm dacă nu avem profit. Ideea e, în mare, noi suntem afectați oricum de supermarketuri. Existăm prin inerție, că picură. Și dacă se mai întâmplă chestia asta, vreau să mă gândesc de bine. Eu că nu am capacitate de palete, îmi dă preț mai scump decât le iese lor în supermarket la raf prețul final. Da, eu am înțeles, poate să ridică cât vor, dar tu vinzi cu cât vrei. Cum sunt promoțiile la mall? Se ridică prețul cu o lună înainte și în ziua promoției te duci și cumperi cu... Zici, mamă, e la reducere, dar de fapt îl cumperi la prețul care era acum o lună și o zi. Și nici n-au cum să scadă asta, pentru că n-ai cum să spui mie cât să câștig eu. Asta e o tâmpenie ca să câștigi niște voturi. N-are cum să se întâmple. Păi cum, îți spun eu ție, dacă muncești de dimineață până seara, câți bani să iei? Acum suntem loviți din toate punctele noi, așa. După alimente, unul după altul. După alimente, magazine mici, unul după altul. Ca să văd eu cum îl afectează, sunt vânzări scăzute. Și după alimente, unul după altul. Taxe mărite, prin salarizări și prin altele, da? Și profit mai mic, cum da. Să afectează? Și da. Pierderi multe, care păi ne interesează. Dar stat, că pierzi tu, că îți plătești angajat în plus, că pierzi, că arunci din marfă, că nu se vinde. Nu știe ei așa ceva, ei știe să încaseze atât. Sigur, am avut o discuție din dialogul purtat cu procesatorii și cu retailerii. Odată la două săptămâni la Ministerul Agriculturii, împreună o să stabilim o zi și o dată. Odată la două săptămâni ne vom întâlni pentru a face această analiză. Exact cum a spus și colegul dumneavoastră mai devreme, să nu riscăm să nu fie acele produse de bază pe rafturi și, doi, să analizăm scăderea prețurilor alimentelor de bază la raft. Deci asta ar însemna și controle în magazine? Sigur, vor fi în actul normativ
sunt trecute autorități cu responsabilitate de control și mai mult de atât, sunt prevăzute și sancțiuni dacă nu își duc la îndeplinire obligațiile care au fost transpuse prin această ordonanță de urgență. Mulțumesc și eu. Bună ziua, Cătălina Iordache, Realitatea. Aș vrea să insist totuși puțin că oamenii se întreabă de la 1 august cu cât estimați că vor cumpăra o pâine sau un kilogram de făină. V-am spus, costurile pe fiecare produs, fiecare procesator au anumite cheltuieli, că sunt directe, că sunt indirecte, sunt costuri cu amortizare, sunt costuri cu investiții. Nu pot să vă dau un procent pentru fiecare producător cu cât va scădea prețul la raft. Ce pot să vă asigur, și lucrul acesta l-am discutat în analiza și în dialogul pe care l-am avut cu procesatorii și cu cei din retail, sunt sigur și dânsii au fost siguri că prețurile la raft vor scădea. Voiam să vă mai întreb ce părere aveți despre eliminarea scutirilor fiscale pentru angajații din agricultură. Nu știu acest subiect. Nu a fost pe ordinea de zi la ședința de guvern de astăzi. Îmi cer scuze, nu știu. Se discută despre eliminarea facilităților fiscale pentru un... Asta probabil va fi o analiză a Ministrului de Finanțe și probabil în coaliție se va lua decizia. Dar știți ce facilități fiscale au acum angajații din agricultură? Ar fi culmea să nu știu dacă eu am fost inițiatorul actului cu salariul 3.000 de lei în agricultură. Păi eu am fost inițiatorul acestui act normativ. Mulțumesc. Mă referam la scutirea de impozit. Da, sunt scutiri, cotele de adaus atât la mă scuzați, procentele care sunt puse pentru a calcula salariul net în agricultură, da, sunt reduse. Și eliminarea acestor scutiri ar putea duce la scăderea salariilor, la... Haideți să nu discutăm lucrul acesta, că în momentul de față, în ședința de guvern nu s-a discutat acest lucru. Probabil dacă Ministrul de Finanțe va pune un raport clar pe masa coaliției, sunt sigur că vor lua cea mai bună decizie. Mulțumesc frumos! Dacă îmi permiteți, domnule ministru, voiam să vă întreb dacă sunteți și dumneavoastră de acord că nu toate alimentele ar trebui să aibă TVA de 9% sau dacă susțineți ideea de a rămâne acest TVA taxe pentru toate alimentele. Deocamdată TVA-ul la alimentele de bază este 9%. Sunteți de acord că ar trebui toate, pentru că finanțiștii din zona Ministerului de Finanțe... Păi nu, dați-mi un exemplu ca să pot să vă răspund. Icrele negre, spre exemplu, că tot s-au adus în discuție. Vorbim... Sucurile, biscuiții. Am înțeles. În momentul de față e cota de 9% TVA. Colectarea se face de către Ministerul de Finanțe. Vor face analiză pe cota de TVA și sunt sigur că dacă reiese că trebuie scăzut și nu afectează... Nu scăzut, dacă... Dacă nu afectează colectarea la bugetul de stat, asta e decizia de către Ministrului de Finanțe și probabil a coaliției. Și vreau să mai întreb... Am urmărit declarații în direct de la Palatul Victoria. Ministrul Agriculturii Ion Barbu a făcut precizări legate de ordonanța de urgență ce prevede ieftinirea anumitor produse de bază. Sunt prevăzute sancțiuni dacă nu vor fi respectate noile măsuri, a declarat ministrul social-democrat. Vă reamintesc că o parte din acestea, adaosul comercial trebuie să fie de cel mult 20% pentru procesatori și de 5% pentru lanțul de distribuție. Nu a vrut să ofere mai multe detalii dacă guvernul se gândește la modificarea TVA pentru alimentele de bază. Mergem acum mai departe.